Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Olesa Stamate, vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Doamna Stamate, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Stamate, dumneavoastră sunteți mama trei copii, așa-i? Așa-i. Sâmbătă 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, ați pregătit surprize pentru ei. Eu vă întreb pentru că ai mei mă întreabă ce facem sâmbătă și eu zic, opa. Încă nu. Nici dumneavoastră. Mm. Mergem pe varianta cel mai frumos cadou să suntem noi înșine? Nu, cred că cel mai frumos cadou pentru, cel puțin pentru, din perspectiva activității pe care o desfășor. Eu nu știu dumneavoastră cât de ocupați sunteți cu ceea ce faceți, dar pentru copiii mei cred că cel mai frumos cadou este un pic mai mult timp petrecut cu ei. Și cred că exact asta am de gând să fac sâmbătă. Da, de când nu mai sunteți președintea Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului, nu aveți mai mult timp? Un pic, un pic. Un pic. Eu aseară verificam site-ul Parlamentului, dumneavoastră nu sunteți nici vicepreședintea acestei comisii, sunteți doar membră. Exact. De ce? E absolut ok. Deci da, s-au făcut modificări la nivelul structurii comisiei și... Doamna Roșca este președinte și domnul Grădinaru este vicepreședinte. Ambii se descurc foarte bine. Mm-hmm. Și acum aveți un program ceva mai lejer datorită faptului că nu mai sunteți... E adevărat un pic mai lejer, da, dar în schimb mă concentrez asupra altor activități, inclusiv, deci în mare parte, ce țin de creație legislativă și nu pot să spun că am foarte mult timp liber. Ceva mai flexibil, dar... Doamna Stamate, anterior, când vorbeam despre reforma justiției, figurau două nume centrale, Olesa Stamate și Sergiu Litvinenko. Noi nu prea am înțeles de la doamna președinte Maesandu, când a fost la o emisiune recent, ce face anume domnul Litvinenko în cadrul președinției? Ce, pe cine consultă? Ce fel de proiect? Ce fel de program? Ce face domnul Litvinenko? Eu nu știu mai mult decât ce a spus doamna președinte în cadrul emisiunii. Înțelegerea mea este că este expert sau consultant în cadrul unui proiect ce ține cumva de reforma justiției și din ceea ce a spus doamna președinte nu este doar pentru președinție, ci și pentru alte autorități publice. Mai mult decât atât, chiar nu vă pot spune că nu cunosc. Dar ea nu vine la Comisia Juridică și oferă consultări? Eu nu l-am văzut pe domnul Litvinenko de anul trecut. Nici doamna Roșca, noul președinte, nu se consultă cu domnul Litvinenko. Asta nu vă pot spune. Mm-hmm. Da, iată, pentru cei care vă admiră pe dumneavoastră, formațiunea din care faceți parte dumneavoastră, cei care se bucură de succesul reformei justiției sau care consideră că avem un succes enorm în reforma justiției, acești oameni, cui anume trebuie să mulțumească pentru succesele remarcabile din reforma justiției? Cine este tata și mama? Dumneavoastră și domnul Litvinenko sau doar dumneavoastră sau domnul Litvinenko? Sau totuși domnul Gribinci? Eu înțeleg că este o curiozitate mare din partea jurnaliștilor să afle cine este autorul de bază a reformei justiției și cred că am să vă dezamăgesc, fiindcă nu cred că este o singură persoană care este responsabilă de tot ce se întâmplă în reforma justiției. Deoarece toate activitățile sau acțiunile care au fost întreprinse au fost întreprinse de comun acord între mai multe instituții și respectiv persoane care conduc aceste instituții, inclusiv Parlamentul, Comisia Juridică, inclusiv Ministerul Justiției, deci pe partea Guvernului, acțiunile care trebuie întreprinse, structurile din cadrul sistemului justiției cu care s-a discutat și s-a comunicat. Deci, respectiv, toate aceste acțiuni nu au fost nici desenate, nici planificate de o singură persoană. Ele au fost discutate și luate în comun acord de mai multe persoane. Altfel spus, peste ani, când vom vedea efectele acestei reforme, nu vom avea cui anume să ridicăm monument, un monument. Nu cred că putem să ridicăm unei singure persoane un monument. Mm-hmm. Și nici nu cred că cineva să așteaptă la vreun monument. Deci scopul este să ajungem să avem o justiție independentă și eu sper foarte mult că peste câțiva ani noi exact acolo o să ajungem. Câțiva ani? Este un drum complicat, nu este deloc simplu. Probabil este printre cele mai complicate reforme și asta a fost demonstrat și în alte țări, inclusiv țări cu context și cu
specific asemănător Republicii Moldova și vedem că acolo a durat mult. Acolo unde? Chiar și în România. Uh-huh. Putem să ne uităm și în țările baltice, putem să ne uităm și în Polonia, dar hai să zicem așa, mai aproape de noi este România, cumva într-o oarecare măsură pe ceea ce ține de setarea instituțională și pe cadrul legislativ, noi suntem destul de apropiați cu România. Uh-huh. Unele practici au și fost preluate de-a lungul timpului, nu zic doar de noi, dar și de cei care au fost înaintea noastră la guvernare, au și fost preluate din legislația română, deci respectiv ca și context, ca și noi suntem apropiați cu, sau sunt multe similitudini cu România, de asta în principiu, cred că e și logic sau natural să putem să comparăm cu un context similar. Și în România a durat peste 10 ani de zile. Vorbim noi despre monumente, doamnă Olesa Stamatea, dar dacă e să lăsăm gluma într-o parte dumneavoastră, sau pe dumneavoastră, nu vă apucă totuși groaza când vedeți în ce banc național a ajuns reforma justiției? Eu nu știu dacă dumneavoastră ați formulat totuși o întrebare sau asta este mai degrabă o supoziție sau o afirmație? E întrebare. Să spunem că e întrebare. Dacă asta este o întrebare, atunci reforma justiției este în plin proces și cu cât ajunge la anumite strune sensibile, cu atât mai mare este revolta. Asta o să mai durez un pic. Până cei care sunt acum în proces de evaluare sau urmează să fie evaluați foarte curând vor înțelege că vetting-ul nu este exact același pre-vetting sau este un pic mai, să spunem așa, are o marjă de apreciere un pic mai mare, mai liberă decât pre-vetting-ul și se vor mai calma spiritele. Evident că cei care au ceva de ascuns cel mai probabil că vor pleca. Și lucrurile își vor urma cursul lor natural. Dar asta este o etapă indispensabilă. Credeți că nu ar fi fost aleasă o altă metodă dacă era? Alta, mai bună? Deci în partidul dumneavoastră se discută despre faptul că mai aveți nevoie de un mandat, da? Încă de 4 ani ca să reformați justiția. Dar nu este vorba de faptul că noi avem nevoie de un mandat sau cineva în general are nevoie de un mandat. Deci noi vorbim despre un termen în care este de așteptat că se finalizează sau se realizează cea mai mare parte a acțiunilor din reforma justiției și asta o poate face în principiu și un alt partid, dacă vine la guvernare, cu aceleași intenții de a continua și finaliza reforma justiției. Dar ne dați un termen care îl vedeți dumneavoastră care ar fi rezonabil pentru încheierea acestei reforme? Deci, chiar și în aceste legi ce țin de vetting, este indicat termenul de decembrie 2025 pentru finalizarea vetting-ului la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel, șefii instanțelor de fond și cam în oglindă și la procuratură, deci Procuratura Generală specializatele și șefii procuraturilor teritoriale. Dacă comisiile se țin de acest calendar, înseamnă că în decembrie 2025 putem să spunem că vetting-ul a fost finalizat, dacă nu sunt anumite întârzieri. Dacă vor fi anumite întârzieri, înseamnă că se mai prelungește cu o anumită perioadă de timp, nu știu, câteva luni sau. Bun, dar pre-vetting-ul inițial, când trebuia să încheie, doamna Stamati? Da, eu înțeleg spre ce mergeți, sau încotro merge întrebarea noastră. El a întârziat și știți foarte bine că erau și cumva nemulțumiri pe partea politicului de viteza cu care pe alocuri da, se mișca. Au fost și anumiți factori obiectivi. Știm foarte bine că și din partea sistemului au fost anumite metode sau încercări de a tergiversa și de a pune piedici acestui pre-vetting. Ne amintim faimoasa adunare generală a judecătorilor și alte evenimente de genul ăsta, dar și anumite motive probabil ce țineau de setarea activității comisiei de pre-vetting, în care poate, nu știu, cel puțin din perspectiva mea, ar fi putut fi
realizate un pic mai repede. Dar eu așa ca observator dintr-o parte, fiindcă este una să te dai cu părerea când ești în afara exercițiului și nu vezi exact ce efort implică toate aceste procedee. Și altceva dacă ai fi înăuntru și atunci vezi real ce înseamnă să faci verificarea la un candidat și cât timp îți ia. Adică pentru procurori și judecători și așa mai departe, deja nu vor fi rigori atât de dure cum au fost la cei pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Asta ați spus mai devreme un piculeț. Ele sunt, doar că există o marjă de flexibilitate. Da? Asta, ele sunt prevăzute și în lege. Și asta este justificat prin faptul că aici se afectează poziția, deci efectiv jobul persoanei. În cazul în care pică vetting-ul, el trebuie să plece din sistem. Respectiv, greutatea probii din partea comisiei este mult mai mare. Și în sensul ăsta există, eu nu mi-aduc aminte acum exact în lege, ca să zicem în jur de cam vreo 10.000 de euro, dacă nu greșesc, diferența admisibilă între venituri și averi a candidatului, asta pe partea de avere. Și pe partea de etică, dacă în pre-vetting este abatere etică, aduc aminte exact formularea medie sau ceva de genul ăsta, în vetting deja e abatere gravă. 10.000 de euro. Nu, abatere gravă de la regulile de etică. Deci 10.000 de, aproximativ 10.000 de euro e pe partea financiară și pe partea de încălcarea regulilor de etică trebuie să fie o încălcare gravă. Deci nu o simplă încălcare a unei reguli de etică, nu știu, care e scris în codul de etică a procurorului sau judecătorului. Dar șeful acestei comisii pre-vetting, olandezul Herman von Hebel, la el salariul de vreo 20.000 de euro pe lună, doamnă Stamati? Nu știu. Dumneavoastră de unde cunoașteți care e salariul de 20.000? Dar care e salariul? Nu, eu nu știu. Ele nu sunt, din câte știu eu, publice și respectiv nu am de unde să știu care este salariul lui. Și în țara asta nimeni nu știe cât primesc cei de la comisie? Eu nu știu. Și nu știu cine știe. Fiindcă ei sunt finanțați de către parteneri externi. Generoși parteneri avem noi. Ne-au susținut și ne susțin în eforturile de reformă a justiției și pentru asta le suntem recunoscători. Desigur. Iată, vine 2025, noi la vară avem alegeri parlamentare. Reforma nu se încheie până atunci. O să fiți foarte tristă dacă noua guvernare va șterge tot și va scrie zero. Noua guvernare nu, dacă va fi o guvernare care nu va dori să finalizeze reforma justiției, că nu știm, da? Care va fi rezultatul alegerilor în 2025. Eu sper foarte mult că va fi o guvernare care va continua și va finaliza reforma justiției, dar dacă va fi, ipotetic vorbind, o guvernare care nu va dori să facă acest lucru, nu va putea șterge ceea ce s-a făcut până acum. Deci ce se va fi făcut până în vara 2025. Uh-huh. Eventual ar putea să abroge legea cu efect pe viitor. Dar de ce viitor? La ce precedente s-au creat? Poți să fac și cu efect retroactiv? Nu poți să faci cu efect retroactiv. În baza tuturor precedentelor, doamna Olesa Stamati, poți face deja orice. Care precedente? Pe care le-ați creat dumneavoastră. De exemplu. Ia, acuși ajungem, că e mult. Ia, de exemplu, cu privire la efect retroactiv. Chiar sunt curioasă. Cam care ar fi precedentul care s-ar potrivi acestei... Bun, poate un exemplu. Eu țin minte, a fost un scandalaș recent inițiat de o formațiune politică când a încercat să micșoreze tarifele la gaze naturale la fel cum le-ați scumpit, sau guvernul le-a scumpit cerând ANRE-ului majorarea cu dată retroactivă. Atunci e drept adevărat. Mi-aduc aminte, ok. Ok, nu-i vorba de justiție. Da, exact. De acord. Bine, așteptăm următoarea guvernare și vom vedea ce va face. Așa. Eu știu că dumneavoastră ați mai participat la alte emisiuni, dar eu nu am citit foarte atent. Cum v-a părut scrisoarea doamnei Veronica Dragălin? Curioasă. O scrisoare curioasă. Dar ce a fost cu sarcasmul dumneavoastră la un ceas după publicarea acestei scrisori? N-a fost sarcasm, de fapt. Dacă vă referiți la postarea mea? Da. Explic. Eu am încercat să transmit un exemplu.
Deci, ce ar fi dacă aceeași situație, este foarte similară situație, o transpunem într-un caz în care justițiabilii care au avut dosare în examinare la un anumit judecător și, hai să zicem, au pierdut dosarele. Iar judecătorul respectiv, la un anumit moment, este cercetat pentru, nu știu, luare de mită sau orice altă infracțiune. Și procurorii transmit celor care anterior au pierdut dosare și mai mult decât atât, nu judecate de un singur judecător, dar judecătorul respectiv cercetat la moment, fiind într-un complet de judecat, de judecător, cel puțin de trei, dar pot fi și la Curtea Supremă de mai mulți, respectiv, mesajul sau scrisoarea cu privire la întrebările vis-a-vis de etică sau de integritatea acelui judecător pe care le-au procurorii și cumva cu aluzia că, uite, vezi că probabil deciziile la care a participat el ar fi fost, nu știu, viciate sau... Iată, imaginați-vă așa o situație. Eu asta am încercat să transmit. Cât de juridic aiurea este să transmiți un asemenea mesaj candidaților care nu au trecut vetting-ul sau pre-vetting-ul. Este plus asta, minus aceeași situație. Asta nu vă amintiți câți au concurat pentru șefia Procuraturii Anticorupției alături de doamna Dragălin? Nu mi-amintesc. Îmi pare rău. Au fost câțiva. Așa. Dumneavoastră considerați că atunci a câștigat cel mai profesionist dintre profesioniștii care au candidat? Da, trebuie să întrebați membrii CSP care au participat atunci la examinarea doamnei Drăgălin. Eu am privit anumite părți din interviurile care au fost atunci în concurs, dar nu le-am privit pe toate cap coadă, vă spun sincer. Uh-huh. Și cu atât mai mult a trecut și ceva timp ca să pot face. Dar eu țin minte că au mai fost candidați buni. Bun, noi trebuie să credem că a învins cel mai bun dintre cei mai buni. Și dacă a învins... Trebuie. Uh-huh. Așa. Logic ar trebui să fie așa. Uh-huh. Da. Și atunci, cum apar astfel de scrisori mai puțin profesioniste? Cel mai bine ar fi să o întrebați pe doamna Dragălin ce a fost... care a fost scopul. Ce a vrut să obțină prin această scrisoare adresată? Eu... am mai zis anterior și repet, nu văd nicio problemă ca doamna Dragălin să-și asume rolul de whistleblower, da? De avertizor de integritate. Deși ei au suficient de lucru pe linia lor de investigare a marilor dosare de corupție și dacă se concentrează și concentrează tot efortul și energia în direcția respectivă, cred că o să fac un lucru foarte bun. Dar dacă vrea să-și asume și rolul ăsta de avertizor de integritate, nu văd nicio problemă. Și poate să transmită anumite informații de genul celei care a transmis autorității care este responsabilă de fie reforma justiției, fie denumirea persoanei X, Y în funcția respectivă. Zice, uite, voi ați numit o asemenea persoană. Noi, între timp, uite, am identificat anumite date. Noi vă prezentăm informația și voi decideți dacă informația respectivă considerați că este relevantă în contextul reputației reproșabile persoane. Luați anumite decizii dacă considerați că e relevant. Dacă vreți informații adăugătoare, mă întrebați și vă dau informații adăugătoare în măsura în care pot să vă ofer informații adăugătoare. Și asta ar fi fost ok. Vă zic, eu pur juridic vorbind, mie mi-a părut ciudat modalitatea în care transmiți această scrisoare candidaților care au picat prevederea. Dumneavoastră sunteți sigură de faptul că doamna Tatiana Răducanu este imaculată, nu planează nicio suspiciune asupra domniei sale? Nu e despre asta, domnul Gonța. Nu e despre asta? Nu e despre asta întrebarea. Întrebarea este cui a fost adresată această scrisoare și dacă cele expuse în scrisoare au anumite informații care susțin acele argumente. Da? Mai există ceva? Sau există doar o comunicare între doi indivizi? Și noi cu dumneavoastră putem să comunicăm despre persoana X. Ce vrem noi să comunicăm? După care cineva care interceptează discuția noastră. Deci, stai un pic.
doamna Stamate sau domnul Gonț au zis că ăsta e 100% omul nostru. Înseamnă că omul acela e legat cu dânsul. Doamna Olesa Stamate, ce spuneați dumneavoastră despre Tatiana Răducanu în anul 2019? Nu doar despre Tatiana Răducan, era vorba de concursul pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională. Întocmai. Care se desfășura la CSM și eu eram din oficiu, fiind ministru justiției, eram din oficiu membru CSM, însă nu puteam, deoarece ședința fusese amânată, într-o perioadă în care eu urma să plec peste hotarele țării, adică pentru o perioadă în care urma să plec, am transmis o scrisoare în adresa membrilor CSM cu privire la anumite semne de întrebare. Da? Vis-a-vis de anumiți candidați. Inclusiv doamna Răducanu, al cărei nume figurează în anumite dosare pe care Republica Moldova le-ar fi pierdut la CEDO. Da, deci și doamna Răducan și alți erau mai mulți. Eu nu mi-aduc aminte acum, sincer, nici nu mai știu cine mai era în acea scrisoare. Fără a acuza sau fără a face anumite aluzii la faptul că, uite, persoana respectivă are probleme de integritate deoarece, fiindcă orice jurist cunoaște că faptul că numele unui judecător figurează, sau hai să spunem așa, judecătorul a participat la luarea unei decizii care, fiind contestată la CEDO, a fost, deci, în consecință, Republica Moldova a fost condamnată. Sunt foarte mulți factori care pot duce la condamnarea Republicii Moldova la CEDO. Nu doar cei ce țin de acțiunea sau inacțiunea judecătorului. Respectiv, scrisoarea a fost mai degrabă o adresare către CSM să examineze acele candidaturi mai atent. Și, evident, ei pot să verifice în baza de date să vadă dacă judecătorii respectivi, deci dacă condamnarea Republicii Moldova în dosarul respectiv a ținut de acțiunea sau inacțiunea judecătorului, poate ținea de organul de urmărire penală, poate ținea de un arest abuziv, da? Sau l-a ținut mai mult de 72 de ore în termenul legal și așa mai departe. Deci multe, multe alte chestii pentru care putea să fie condamnată Republica Moldova pe dosarul respectiv. Și să verifice informația respectivă și să vadă dacă vis-a-vis de unul, al doilea, al treilea candidat din scrisoarea respectivă, sunt anumite întrebări pe partea de integritate. Au verificat? Nu știu. Din câte mi-aduc aminte, atunci concursul... Da. Nu mai știu cu ce. Haideți mai simplu. Așa. Doamna Tatiana Răducan, se face sau nu se face vinovată de faptul că a pierdut Moldova într-un caz sau altul sau mai multe cazuri la CEDO? Ulterior, acele scrisori și acele discuții, că a fost și cumva o discuție în public, da, vis-a-vis de acea listă cu judecători și cu dosare pierdute la CEDO, îmi amintesc că doamna Răducan a oferit un interviu în care a explicat că în acele dosare în care este vizată acțiunea judecătorilor, deci nu este vorba de alte aspecte ale cazului, dar anume de acțiunea judecătorului, dumneaei ar fi scris opinii separate. Doar că la Curtea Supremă de Justiție, pe atunci, cel puțin, nu știu cum este acum, pe pagina web, nu se publicau opiniile separate ale judecătorilor. Acum, eu n-am verificat, domnul Gonța, dacă este adevărat, nu este adevărat. Nu cred că doamna Răducan ar fi mințit într-un interviu, că altfel ar fi verificat și jurnaliștii și activiștii, cred că, care sunt interesați să verifice aceste informații. Am înțeles. Continuăm, vă rog, doar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Stamate, dar comisia din care faceți parte dumneavoastră a invitat-o pe doamna Drăgălin la audieri? Eu nu știu dacă invitația propriu-zis a fost expediată. Asta trebuie să întrebăm pe președinta comisiei sau, mă rog, persoanele din secretaria care asigură secretariatul comisiei. Dacă au făcut acest lucru, drept urmare a celor menționate în raportul comisiei pe marginea proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la demisia doamnei Răducan. Fiindcă asta a fost menționat în raport. Deci solicitarea membrilor comisiei de a o invita pe doamna Drăgălin la o ședință a comisiei cu proximă ocazie.
Doamna Drăgălin este procuror pe cazul doamnei Răducan. Nu știu dacă este cazul doamnei Răducan. Nu, sunteți sigur că este cazul doamnei Răducan? Dar eu nu fac parte din comisia juridică. Nici eu nu fac parte din procurator. Nici eu nu știu despre ce e dosarul ăsta, nici nu e dosar. Așa am înțeles că e proces penal. Noi știm foarte bine ce prevede legea și ce putem să întrebăm pe doamna procuror șef și ce nu putem să întrebăm pe doamna procuror șef. Și chiar dacă cineva, de exemplu, ar îndrăzni sau ar încerca să întrebi ceva care depășește mandatul doamnei procuror șef de a oferi răspuns, doamna procuror șef știe foarte bine ce poate să răspundă și ce nu poate să răspundă. Nimeni nu-i solicită sau nu vrea să întrebe despre probe din acel proces penal sau dosar. Eu nu mai înțeleg ce e acolo. Dar să înțelegem, eu, haideți așa, să evităm anumite neînțelegeri și speculații la subiect. Poate au fost și aruncate inclusiv în spațiu public anumite declarații, că scrisoarea asta a venit cu 3 zile sau cu 4 zile, înainte de începerea procedurii de vetting a procurorilor anticorupție și respectiv asta e o revoltă a procurorilor anticorupție împotriva procedurii de vetting, un fel de, nu știu, sabotaj, un fel de hai că vă arătăm noi. Deci, ca să evităm toate speculațiile de genul ăsta, haideți să înțelegem care a fost scopul și dacă există careva informații care susțin cele scrise în scrisoare, care cumva le dublează, da, să spunem așa, le verifică și nu trebuie să ne le prezinte sau nu ne așteptăm să ne le prezinte, eu cel puțin. Nu mă aștept să ne le prezinte, că probabil nu le poate prezenta. Dar cel puțin să ne explice, spune, uite, noi am mai confruntat informația respectivă cu alte informații și de asta am considerat necesar. Și uite de ce am considerat necesar să informăm și candidații care au picat prevetingul. Și poate atunci, în cazul ăsta, și noi o să înțelegem mai bine care a fost raționamentul doamnei procuror șef de a emite această scrisoare în adresa candidaților care au picat prevetingul. Deci, și comunicarea, probabil, sau cumva, inclusiv și publică, va fi una mai pozitivă. Deci și dumneavoastră, ca și Maia Sandu, doriți probe, da? Doamna Sandu spunea, eu vreau probe de la doamna Drăgălină în privința doamnei Răducan. Probe, să fie probe, să ne probe. Eu nu sunt judecător ca solicit probe, dar eu cred că un procuror șef al Procuraturii Anticorupției, în momentul în care lansează în public asemenea mesaje, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru această informație care iese în public, fiindcă ea nu iese în public de la un blogger, un jurnalist, un activist, chiar și, da, și jurnaliștii adesea sunt atacați în instanța de judecată pentru defăimare, corect? Dacă au spus o informație care prejudicează imaginea persoanei. Noi vorbim totuși de procuror șef al Procuraturii Anticorupției. Dar procurorii, când au lansat acuzații împotriva Procurorului General al Republicii Moldova, nu trebuie după asta să explice cum s-a ajuns că primul dosar a murit în prima instanță, unanim fiind luată decizia de către toți 3 judecători? Procurorii, mulți dintre ei, în general, au de răspuns și poate, sper că într-o zi o să-i întrebi cineva pentru toate dosarele care le-au făcut ei la comandă de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. Inclusiv dosare, dosare cu suticoață albă, eu nu știu ce este în dosarul lui Stoianoglu. Am văzut o achitare. Deci unul din capitele de acuzare, am văzut o achitare, vom vedea ce vor spune instanțele de judecată pe celelalte capitele de acuzare și de asta chiar nu vreau să mă pronunț fiind în cazurile, în proces de judecare. Este, deci, bine că da, toate aceste dosare ajung pe masa judecătorilor și sper foarte mult că judecătorii să acționeze cu independență și imparțialitate și să ia decizii corecte și pe cazurile domnului Stoianoglu și pe toate celelalte cazuri. Doamna Răducan a demisionat din funcția pe care o avea la preveting, da? Comisia asta, da, de evaluare. Dar ea este membra Consiliului Suprem de Securitate. Și membra comitetului la anticorupție de pe lângă președinții. Mai este? Nu știu. Nu știu. Dar este acel comitet? Ultima dată când am auzit de el era. Dacă n-ați auzit ultima oară? Acum câteva luni. Aha. Ați auzit, n-ați participat? Nu, fiindcă a fost, bun, a fost, nu mi-aduc aminte când a fost ultima prezentarea ultimului raport pe care l-au făcut ei pe finanțarea campaniilor electorale sau a fost
încă unul după, nu mi-aduc aminte exact. Dar logica sau bunul simț nu spune că dacă ai plecat de la preveting ar trebui pe durata procesului să pleci și din Consiliul Suprem de Securitate, ori acolo se discută secrete de stat. Dumneavoastră ați participat la multe ședințe dumneavoastră. Știți ce se discută acolo? Acolo nu se discută despre faptul cât e de frumos Biden sau Trump. Domn Gonța, în primul rând să ne clarificăm despre ce este acest proces. Păi de ce eu nu înțeleg dacă este un proces penal care o vizează pe doamna Răducan sau este un proces penal despre cu totul altceva și au găsit și niște informații în care figurează numele doamnei Răducan. Deci pentru mine sunt foarte multe, prea multe întrebări fără răspunsul la moment ca eu să pot să fac o opinie. Și atunci de ce a demisionat? Eu presupun că doamna Răducan a demisionat din bun simț și pur și simplu pentru a nu afecta imaginea sau comisiei și activitatea comisiei, fiindcă comisia a fost sub atacuri multiple în ultima perioadă de timp și respectiv a considerat probabil dumneaei că, uite, mai bine mă dau eu la o parte decât să pornească tot felul de interpretări și așa, mă dau eu la o parte și să fii mai liniștit. Eu așa interpretez, așa înțeleg eu decizia domnului Răducan. Din punctul meu de vedere, adică propriu zis, scrisoarea respectivă nu erau temei. Adică ea ar putea reveni după ce se demonstrează, dacă se demonstrează că totul e apă verde, floare la ureche. Eu nu cred că dumneavoastră o să-și mai dorească să revină, dar asta e decizia, îi aparține. De la Parlamentul, adică PASO, de ce a votat pentru demisia ei, dacă tot s-a spus la îndoială? Nu, stați un pic, asta în primul rând e opinia mea personală, unul la mână, doi la mână, omul a considerat că este mai bine să-și dea demisia. Acum ce poți să-l ții de mână, să-l forțezi să rămână? Uh-huh. Și totuși ce a vrut doamna Drăgălin? A vrut să oprească vetting-ul? L-a oprit? Eu sper foarte mult că doamna Drăgălin să vină totuși la comisie și să avem o discuție și să înțelegem care au fost motivele, care a fost scopul. De oprit nu s-a oprit nimic. Merge în continuare, evident. Adică dacă ăsta i-a fost scopul, scopul nu a fost realizat. Dacă ăsta a fost scopul, nu a fost realizat. Dar să nu facem presupuneri, să ne spună doamna Drăgălin care a fost scopul. De acolo sunt niște discuții private, da? Ați văzut în această scrisoare, între Platon și Șor. Așa înțeleg din scrisoare, deși deci din următoarele declarații care au urmat, că au fost din telefon, că n-au fost din telefon, eu m-am încălcit, eu n-am mai înțeles ce-a fost asta. Mi-a stat înțeles ce-a fost asta. Eu de asta și v-am invitat și vă mulțumesc că ați acceptat. Cred că eu știu mai mult. Dar știți că domnului Stoianoglu tot i-au deschis un dosar penal pentru că a citit niște SMS-uri, pretinse SMS-uri. Doamne Drăgălin, nu trebuie de intentat și un dosar penal pentru că a citit pretinse SMS-uri. Haideți să ne clarificăm întâi despre ce este vorba. Eu țin minte cazul cu domnul Stoianoglu când a citit în public anumite, deci conținutul unor SMS-uri. Dacă situația este identică și în cazul doamnei Drăgălin, deci după mine, eu nu știu, pur și simplu nu știu și de asta prefer să nu mă dau cu părerea prea devreme. Vom vedea. Dacă se confirmă, atunci situațiile sunt cum sunt. Adică situațiile se agravează în jurul doamnei Drăgălin. Adică s-ar putea să fie sesizată sau să se sesizeze fie inspecția procurorilor și să examineze aceste circumstanțe, CSP și așa mai departe. Doamna Olesia Stămati, dar de ce se creează așa o impresie că dumneavoastră aveți ceva personal cu doamna Veronica Drăgălin? Ce aș putea să am eu personal cu doamna Veronica Drăgălin? Nu știu, poate v-ați vrut dumneavoastră să fiți procuror șef. Niciodată. Nu? Eu nu aș îndrăzni să fiu nici sau să candidez nici la funcția de procuror șef anticorupție, nici la funcția de procuror general, chiar dacă mi-ar permite criteriile legale, că la moment nu-mi permit, din simplu motiv că este un sistem pe care eu nu-l cunosc. Dar domnul Litvinenko a încercat, nu? Canalii Telegram vorbesc corect, așa-i? Că ați încercat să modificați legea ca domnul Litvinenko să ajungă procuror general al Republicii. Eu nu am văzut niciun amendament, nici înregistrat, nici scris în acest sens. Dar n-ați auzit ceva verbal prin partid, nu știu, la fracțiuni? Știu că s-a discutat despre schimbarea modalității de evaluare a candidaților. Deci, și știți că atunci am avut o opinie diferită.
Și de asta v-a dat afară de la lucru? Nu m-a dat afară nimeni. A, dumneavoastră benevolă ați depus cereri de demisie, da? A fost decizia mea să mă retrag. Dar nu v-au dat de înțeles că, Olesia, ești liberă? Nu. Nu? Nu. Canalele se Telegram uneori nu spun adevăr. Deși spun adevăr. Unele da, unele amestecă foarte bine adevărul cu minciuna și ies așa un semi-adevăr care pare foarte credibil. Iar unele chiar inventează practic 80% și un foarte puțin, poate un grăunte de adevăr. Diferit. Dar sunt și anumite surse de informare destul de bunicele pe Telegram. Toată istoria asta, tot scandalul ăsta, doamna Olesia Stămate, trebuie să se încheie cumva. Sau el s-a încheiat cu demisia doamnei Răducanu și punct. Mergem mai departe. Din perspectiva activității Comisiei Vetting, el s-a încheiat. Eu nu știu ce va urma mai departe pe partea acțiunilor doamnei Drăgălin. Aici nu vă pot spune. Doamna Drăgălin, trebuie să treacă vetting-ul. Sigur. Ea. Prima, din câte înțeleg eu după lista care a fost aprobată la CSP. Mm-hmm. Și la ea tot e ok, nu vă faceți griji. Trece ea comisia. Eu nu pot să știu. Mi-este greu să bagi mâna în foc pentru oricine în zilele noastre. Dar procurorii câți credeți că vor pica? Nu știu câți vor pleca și nu știu câți vor pica. Presupun că o parte vor pleca fără să intri în acest exercițiu de vetting. Apropo, dacă așa, curiozitate, știți, când Albania, de exemplu, fiindcă de multe ori suntem blamați pentru faptul că am preluat modelul albanez și că modelul albanez e un... Unii spun că e un eșec, deși am discutat cu mai multă lume de acolo și zice, da, e foarte greu, au fost foarte multe piedici, Curtea Supremă de Justiție sau Curtea Constituțională, nu știu care dintre ele a stat 2 ani fără cu un singur judecător și evident că dosarele nu erau examinate, deci au fost și acolo momente foarte complicate, dar la ei legea este mult mai strictă. Iată, de exemplu, pentru cei care pleacă, deci decid să nu treacă vetting-ul, dar pleacă din sistem. Restricția de a reveni în sistem este de 15 ani. La noi, cei care pleacă, nu au nicio restricție de a reveni în sistem. A, deci ei pot să plece acum, să roage la Dumnezeu să schimbe guvernarea în 2025 și dacă schimbă, să revină în sistem. Dacă vor putea să revină în sistem, fiindcă până atunci, nu doar CSM și CSP, vor fi trecuți integral prin exerciții de pre-vetting, cât și colegiile. Deci colegiul de selecție și evaluare, care face propriu-zis evaluarea candidaților pentru funcția de judecător și procuror. Deci ei, dacă vor dori să revină în sistem, vor trebui să treacă prin același mecanism de admitere ca și ceilalți candidați. Și atunci, în cazul în care CSM și colegiile specializate sau CSP și colegiile sale vor acționa corect și imparțial, evident că se vor uita foarte atent la cei care au, hai să spunem așa, au fugit de vetting, da? Vor examina mai minuțios, probabil. Doamna Drăgălin, și-a mai găsit sediu, nu știți? Nu am văzut știri sau noutăți despre faptul că și-ar fi găsit. Da, mulți ironizează pe seama domniei sale. Poate noi să oferim o mână de ajutor. Totuși are nevoie de sediu, da? E o problemă asta gravă. Clar. Deci, nu este, din punctul meu de vedere, o problemă de viață și de moarte pentru procurator anticorupție. În sensul că nu ar putea să continue instrumentarea dosarelor de rezonanță. Însă, ținând cont de competențele care sunt scris în legea Procuraturii Anticorupției și de statele de personal care sunt trecute în hotărârea Parlamentului, este logic că Procuratura Anticorupției trebuie să aibă un sediu care să permită angajarea pe funcție a mai multor experți, ofițeri de investigații,
Deci personal de susținere, da, de suport pentru procurori. Și asta e ok. Deci ei trebuie să aibă sediu, doar că, nu știu dacă... Asta nu înseamnă că ei nu pot face sau nu pot investiga eficient și la moment și în sediu în care sunt. Haideți încă o dată. De ce a dimisionat fostul director al Centrului Național Anticorupție? Cred că dumnealui a spus sau n-a spus public. Din motive personale, cred că era. Sau dacă suntem serioși? Dacă suntem serioși, să-l întrebați pe dumnealui. Dar unde e dumnealui? Bună întrebare. Nu știu. Clar. Din câte știu, e în Chișinău. Deci nu e plecat peste hotare. Nu știu ce face. Dar cred că dacă insistați, cred că puteți să-l găsiți și să-l invitați la emisiune. Și iarăși partidul să-i facă probleme dacă vine aici. Dar bine, lăsăm în pace omul. De ce spuneți mie cine-mi face probleme? Dacă își vedem după încheierea emisiunii. Doamna Stamate, dar cu ce s-a încheiat acel proces penal intentat după ce s-a acuzat că a fost viciat ultimul sau penultimul concurs de ocupare a șefiei Procuraturii Generale? Tot doamna trebuie. Bună întrebare. Nu știu. Deci, logica spunea că domnul Munteanu trebuia să câștige, da? Pentru că câștigase domnul Iachimovski. Dar de ce logica spunea că domnul Munteanu trebuia să câștige? Păi a câștigat domnul Iachimovski și s-a acuzat că a fost fraudat un concurs. Păi au fost aduse acele acuzații că a fost fraudat din cauza că unul din membrii CSP ar fi depunctat semnificativ unul dintre candidați. De ce s-a decis la partid? Cine va câștiga concursul, domnul Munteanu sau domnul Iachimovski? Nu cred că asemenea întrebări se discută la partid. La unde se discută? La CSP. La CSP. CSP-ul este cel care selectează candidatul. Mm-hmm. Sorry, eu credeam că la partid ceva se discută. Știți? Cred că au rămas din amintirile mai vechi. Da, probabil. Așa cum se făcea pe timpuri, când se vindeau și se cumpărau funcțiile respective. Și acum nu se face așa. Cu siguranță nu se vinde și nu se cumpără și nici nu se decide la partid. Și nici gratuit nu se dă. Dacă ești foarte bun și participi în concurs. Mm-hmm. De data asta credeți că concursul se va desfășura ok și vom avea un nou procuror general în sfârșit? Eu sper tare mult ca acest concurs să fie pe bune, pe merite și transparent. Clar. Este prea importantă această funcție ca să putem să ne permitem concursuri cu semne de întrebare. Am înțeles. Doamna Olesia Stamate, ce facem noi cu judecătorii care nu au fost numiți de către doamna Maia Sandu până la plafon, sau cum se zice așa? Ei sunt în așteptare. Terenul CSM-ului. Așa, CSM-ul. CSM-ul trebuie să decidă. Dar CSM-ul de ce nu decide? Mă întrebați pe mine de CSP și de CSM și să răspund pentru toți, nu știu. Păi dumneavoastră sunteți mămica justiției, reforme justiției. Și tăticul și copilul și cine vreți, nu e adevărat. Nu știu, nu știu. Bun, oamenii ăștia se duc la lucru, înțelegeți? Și ei nu judecă cazuri. Știu, e o situație regretabilă și ar trebui CSM, dar înțeleg că este vorba și de quorum. Da? Deci CSM-ul are quorumul necesar pentru a lua deciziile respective, dar trebuie să, din câte mi-aduc eu aminte, să ia decizia cu 8 din, cel puțin 8 voturi. Din cât sunt ei acum? 9? 10? Asta înseamnă practic toți să voteze pentru, probabil de asta, sau asta ar putea fi explicația pe care pot să o găsesc eu, că se mai amână, deoarece să mai discute între ei, nu știu, să poată să adune aceste voturi ca să poată să înainteze repetat candidații respectivi. Mm-hmm. Și deja doamna Maia Sandu va fi obligată să semneze. Dacă sunt înaintați repetat, da. Ați mai văzut audieri la Comisia Preveting a părinților judecătorului Ion Iertoac? Am văzut. Și ce părere ați avut? V-au lăsat? Nu cred că cuiva i-au lăsat aceste audieri așa un sentiment foarte plăcut, da? Deoarece părinții plecați peste hotare care lucrează de ani buni ca să câștige un ban să-și poată să întreține copiii lăsați acasă, este o tragedie a țării noastre și asta se întâmplă deja de câteva decenii. Și
când privești un asemenea interviu, evident că îți apar, da, sau retrăiești acele emoții pe care probabil mulți dintre noi le au, chiar dacă nu ai direct părinți care au plecat peste hotare, dar ai rude apropiate ai căror părinți au plecat peste hotare și au lăsat copiii în grija bunieilor, mătușilor, etc. Din câte înțeleg, domnul Chirtoacă fie a solicitat, fie a fost de acord să fie cumva prezentate sau da, să fie desfășurată această discuție cu părinții lui, ca părinții lui să poată răspunde direct la întrebări. Și din perspectiva asta, nu văd o problemă sau o depășire a anumitei limite da, din partea comisiei. Dar dacă totuși ați avea putere decizională, l-ați da afară pe Hermann von Hebel pentru felul cum audiază el oamenii? Sincer să vă spun, cred că uneori decizia de a face un lucru și modul în care facem acest lucru sunt ambele la fel de importante. Adică putem să decidem să facem un exercițiu, dar să ne dăm seama de posibilul impact, da, și de consecințe și să-l facem cât mai delicat posibil. Eu cred că ați înțeles răspunsul la întrebare. Haideți să spunem că am înțeles. Dar când expiră domnului Heber mandatul? Când pleacă acasă? Imediat ce își termină activitatea Comisia Pre-Vetting. Deci ei practic deja sunt pe finalizare. Mai au câteva dosare care sunt reevaluare și atât. Adică cam până la vară se duce. Trebuiau să fie finalizate în aprilie sau mai. Deci cred că nu mai rămas mult. Am înțeles. Dar dumneavoastră, admiteți sau nu admiteți faptul că dosarul domnului judecător Alexei Paniș a fost falsificat și a fost pus pe masă doamnei Maia Sandu un document falsificat? Nu știu. Eu nu am văzut acele scrisori sau pe care le invocă domnul Paniș. Nu le-am văzut, efectiv. Cam înțeles că dumnealui invocă faptul că au fost prezentate niște scrisori falsificate din partea autorităților, fie SIS, fie CNA, și în baza acestora, doamna președinte ar fi luat decizie. Eu nu am văzut, în general, aceste scrisori și mi-e greu să mă expun. Mai mult decât atât, înțeleg că este un proces penal sau un dosar penal pe rol, pe fapta respectivă, și cu atât mai mult cred că este bine să nu ne expunem. Da? Mă, totuși aveți o părere, cred că nu. Da, dacă nu am văzut. Dacă sunt investigate de către procuratură și dacă procuratura va găsi dovezile respective, atunci va lua acțiunile sau măsurile necesare. Eu cred că în cazul în care a fost falsificată o anumită informație, lucrurile nu sunt atât de greu de demonstrat să ia informația de bază sau care a fost prezentată anterior cu cea care a venit ulterior sau eu nu-mi dau seama. Deci nu știu detalii, nu știu cum s-a întâmplat, ce aici povestește domnul sau ce aici spune domnul Paniș. Sau informația care există în bază de date vis-a-vis de contrapune cu informația care a fost prezentată în formă discuțională. Deci așa din ceea ce înțeleg eu, dar v-am zis, eu n-am lucrat niciodată în procuratură și ar fi greșit din partea mea să spun că știu foarte bine cum se poate verifica. Procurorul știe foarte bine cum se poate verifica. Deci se verifice și ne dă concluzia. Dumneavoastră, nu vă pare ciudat că mai mulți judecători asupra căruia niciodată în viață n-a planat nicio suspiciune pică Pre-Vetting-ul? Începând de la Sânduța, Chirtoacă, Rusu, Paniș și mulți alții. Pre-Vetting-ul este un, cum am zis, Pre-Vetting-ul este foarte meticulos și foarte dur. Respectiv, mai mulți judecători la care eu, ca observator, dintr-o parte, zic, nu pot să bagi mâna în foc pentru nimeni, da, că nu știi ce-a făcut și ce nu a făcut omul. Dar ca un observator dintr-o parte, am avut și eu anumite întrebări la anumiți judecători care au picat Pre-Vetting-ul și eu aș fi crezut că ei treceau sau ar fi trebuit să treacă. Dar eu nu știu care a fost informația. Bine, putem să ne uităm în decizii.
Dar vă zic din nou, criteriile și modalitatea de aplicare de către Comisia acelor criterii au fost destul de rigide, ținând cont de faptul că asta este un exercițiu de pre-vetting, nu este vetting. Clar. Haideți, vă rog, să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Stamate, ce cu legea asta de reorganizare a judecătoriilor? Ce vreți să faceți voi în Găgăuze? Vreți să lăsați pe cei de acolo fără instanță? Nu, eu sunt foarte, adică sunt mai puțin implicată în procesul, deci de lucru asupra acestei legi. Uh-huh. Din câte cunosc, chiar astăzi au avut loc consultări publice repetate pe marginea proiectului de lege, care este un proiect al Ministerului Justiției. Ține de un proces care a început acum câțiva ani, încă de reorganizarea hărții instanțelor de judecată, respectiv comasarea mai multor instanțe de judecată pentru a crea instanțe mai mari, un pic mai puternice, deoarece având instanțe cu 3-4 judecători, nici nu poți forma complete sau judecători specializați pe diferite tipuri de cauze și nici nu poți asigura distribuirea aleatorie eficientă a dosarelor. Inclusiv acest proiect de lege urmează, din câte cunosc eu, seria acțiunilor sau una dintre etapele în contextul reformării hărții judiciare. Mi-a sunteți de acord 100% cu ceea ce se prevede în proiectul ăsta? Haideți să vedem ce vor decide colegii care participă, inclusiv au participat astăzi la consultări publice și săptămâna trecută la consultări publice, se discută cu toate părțile interesate, deci toate părțile inclusiv potențial afectate de acest proiect de lege și în cazul în care vor considera că anumite prevederi nu sunt neapărat potrivite, se vor lua anumite decizii, da? Să nu ne grăbim. Dacă tot vorbim despre Comrat, dumneavoastră ați făcut o dată o declarație care sunt sigur că ați regretat-o, dar ați făcut-o. La o emisiune ați spus despre faptul că doamnei Maia Sandu nu îi se ridică mâna, se semneze decretul privind numirea doamnei Guțul, Bașcan Găgăuzi, în componența guvernului, în cadrul cabinetului de miniștri. Doamna Maia Sandu încalcă legea sau nu încalcă legea prin faptul că nu semnează acest decret? Asta cred că trebuie să întrebați pe doamna Maia Sandu. Dumneavoastră ați fost ministrul al justiției, dumneavoastră ați fost președintea Comisiei Juridice din cadrul Parlamentului, dumneavoastră sunteți membra Comisiei Juridice, dumneavoastră știți legea mai bine decât probabil domnul Litvinencu, despre care se consideră că e tătuca, sunt tăticul reformei justiției. Dumneavoastră nu puteți vă da cu părere? Eu nu sunt judecător ca să mă pronunț cu privire la vinovăție sau nevinovăție unei persoane sau despre faptul că încalcă sau nu încalcă legea. De exemplu, dacă eu am să urc beat la volan, soția mea, nefiind judecătoare, din start îmi spune că tu încalci legea. Așa-i? Și nu trebuie să aștepti decizia instanței de judecată. Ea îmi va spune, Gonță, tu acum încalci legislația națională. Așa-i? Da, ea are tot dreptul să o facă, că e soția dumneavoastră. Clar. Când votați în lectura a doua, crearea Tribunalului Anticorupție? Nu știu. Da. Colegii mei lucrează la proiect pentru ca să-l aducă în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneție. Dar când va fi votat, nu vă pot spune. Dar când a fost lansată ideea asta? Nu vă aminteți? Este ceva timp. Este. Este. Am mai vorbit și la emisiunea trecută. Între timp au fost create completele specializate, deci dosarele de corupție pot fi examinate ceva mai rapid, ținând cont de specializarea judecătorilor și la instanțele de fond, au mai fost făcute anumite modificări respectiv. Dar care dosare de corupție sunt examinate? Noi avem corupție mare în Moldova? Dar n-avem. N-avem. Conform domnului Recean, conform domnului Maia Sandu, conform doamnei Drăgălin. Bun. Eu cred că sunt și dosare istorice sau să spun așa, anterioare. Așa, da. Așa, dar nu exclud faptul că pot fi și dosare din prezent. Exact. Dar nu. Nu știu.
Procurorii să ne spună. Domnul Iachimovski la emisiune a spus că sunt. Serios? Da. Pe numele cui? Nu știu dacă a dat nume, că nu cred că are voie să dea nume. Uh-huh. Au menționat că sunt câteva dosare pe fapt. Și au menționat faptul că erau puse și persoane sub învinuire deja pe dosarele respective. Cunoașteți vreun coleg de partid care este pus sub învinuire? Nu, coleg de partid nu cunosc. Dar acum, nu știu dacă cineva eventual care e pus sub învinuire vine și anunță toată lumea. Bun, dar voi sunteți o familie acolo, trebuie să știți unul despre altul. Nu, n-am auzit, deci nu cunosc. Deci n-avem. Iată, domnul Iachimovski a fost foarte amabil să spună că sunt. Uh-huh. Și că sunt persoane puse sub învinuire. Cine sunt acele persoane puse sub învinuire, nu știu. Dar cred că la timpul potrivit vom afla. Ok. Proiectul ăsta cu trădarea de patrie, nu s-a observat reacțiile care au fost? N-am observat și n-am înțeles de ce. Deci, doi deputați PAS au înregistrat în Parlament un proiect privind modificarea unui articol din Codul Penal, trădare de patrie. Inițiativa prevede ca cetățenii noștri care activează în interesul unor state străine sau unor formațiuni anticonstituționale în scopul desfășurării unor activități ostile împotriva Moldovei vor fi judecați pentru trădare de patrie. Sub această noțiune însă ar putea intra inclusiv campaniile de dezinformare. Mai mult, persoanele vor putea fi judecate chiar și în lipsa dovezilor privind prejudiciul adus statului. Asta spune cine? Asta spune proiectul vostru de lege. Nu. Proiectul nostru de lege sau o știre? O știre din presa, bună, apropo. Foarte liberă și foarte independentă. Foarte. Eu am citit proiectul de lege. Așa. Eu n-am citit știrea respectivă. Eu am văzut niște comentarii pe net. Okay. Făcute de diferiți, mă rog, experți și mai puțin experți. Eu în proiectul de lege nu am văzut nimic ce ține de dezinformare. Nu-i? Nu-i. Atunci tu ai despre ce vorbim de 3 zile încoace? Mă întreb și eu. Dar pasul nu poate să anunțe domnul Carp și al doilea, domnul, cum îl cheamă, Chiriac. Nu poți să anunțe, băi, oameni buni, noi nu intenționăm să facem asta. Eu nu pot să răspund pentru ce fac ei sau ce nu fac ei, dar eu în proiectul de lege nu am văzut nimic ce ține de dezinformare. Articolul, dar dacă să adaugă, dumneavoastră votați pentru sau împotriva? Articolul ce ține de trădare de patrie, deci în mare nu se schimbă. Se face o reorganizare a conținutului acestui articol și se schimbă cuvântul activitate dușmănoasă cu activitate ostilă, care în principiu sunt sinonime. Doar că poate ar putea fi interpretat că dușmănoasă se folosește mai mult totuși pe timp de război și ostilă, eventual, dar dacă dați în text o să vedeți că ele chiar sunt sinonime. Dar dacă apare dezinformarea, ce facem? Discutăm. Eu nu cred că dezinformarea așa are loc în articolul trădare de patrie. Uh-huh. E bun. Deci asta este o infracțiune din capitolul cele mai grave infracțiuni. Cele mai grave. Ele sunt imprescriptibile. Deci pentru ele nu există termen de prescripție. Și pedepsele sunt printre cele mai înalte din Codul Penal. Respectiv, din punctul meu de vedere, dezinformarea pur și simplu nu are ce căuta în acest articol. Minunat răspuns. Nu asta să înțeles de ce a picat domnul Vlad Gribincea testul la Curtea Supremă de Justiție? Dar nu l-a picat. Dar ce a făcut? Pe pauză? Nu l-a picat. Deci, din câte înțeleg, CSM nu a admis dosarul lui. Uh-huh. Da? Deoarece nu ar fi fost prezentate anumite documente. Așa? Și eu am văzut deja și răspunsul domnului Gribincea în adresa CSM, în care dumnealui a invocat faptul că nu putea să obțină certificatul medical de la Comisia Specială fără o îndreptare de la CSM. Uh-huh. Deci CSM-ul trebuia să-i dea o îndreptare ca să treacă la Comisia Specială, că e o Comisie Specială care nu stă în fiecare zi, deci ea se întrunește odată în câteva luni, probabil. Nu știu pe partea cui a fost eroarea sau greșeala. Să se lămurească ei. Domnul Gribincea, poate și i-a rămas bun de la o carieră în Curtea Supremă de Justiție? Sau doar e pe pauză și după ce se rezolvă chestiile astea? Tehnice revine. În primul rând, să vedem ce va face CSM-ul.
pe această speță, fiindcă presupun că domnul Gribincea ar fi contestat sau ar fi solicitat CSM-ului să modifice sau să revoce acea hotărâre. Și chiar în cazul în care CSM-ul consideră că a avut dreptate și nu revocă această hotărâre, ar mai urma un concurs, nu? Deci vor mai urma concursul de suplinire a funcțiilor vacante pentru poziția de judecător la Curtea Supremă de Justiție până la suplinirea tuturor funcțiilor. Adică urcă următorul trem. Eventual, dacă, decât dacă CSM nu suplinește toate cele nouă funcții care sunt conform legii disponibile pentru sau dedicate membrilor din societatea civilă, nu le suplinește chiar din primul concurs. Dacă le suplinește chiar din primul concurs, atunci bye bye. Nu rămân locuri. Riscant pentru domnul Gribincea. Deci eu presupun că sunt niște chestiuni de... așa, aș presupune că sunt niște erori sau neînțelegeri la mijloc cu privire la anumite acte care au fost sau nu au fost transmise. Aha, am înțeles. Ce s-a întâmplat? Sper că se va rezolva. Ce s-a întâmplat la Curtea de Apel? Are cine judecă acolo cazuri? Are? Da? Adică nu e problemă că au demisionat jumătate de Curtea de Apel Chișinău. Nu este bine. Așa. Cu siguranță nu este bine, dar este un fapt la care, pe care cumva l-am anticipat. Am văzut ce s-a întâmplat la Curtea Supremă de Justiție. Deci, cumva, era de așteptat că ceva plus minus, da? Mai asemănător se va întâmpla și la Curtea de Apel și la alte instanțe sau la procuratori. Dacă s-a anticipat, dar urma să luați și niște măsuri, nu? Să faci ce? Nu poți să suplinești locurile care încă nu au devenit vacante. Acum CSM urmează să ia niște măsuri. În cazul în care va constata că sarcina de muncă este mult prea mare și la Curtea de Apel deja era o sarcină de muncă destul de mare, să ia niște măsuri de genul, nu știu, să transfere temporar judecători de la alte curți de apel la Curtea de Apel Chișinău, ori altceva ce consider e necesar. Dar nu poți face lucrul ăsta până în momentul în care tu nu vezi câți pleacă. Dacă pleacă și câți pleacă. Că nu-i aduci și spui, hai voi plecați, că noi am adus alții. Da, alții vin? Sunt de unde? Vom vedea. La Curtea Supremă au fost. Au fost puțini. E adevărat, nu au fost atâția cât ar fi fost necesar, dar sper că vor fi. Dar puteți proceda exact cum s-a procedat Curtea Supremă de Justiție, da? Luați de jos și îi puneți sus. Adică... La Curtea de Apel e mai simplu, fiindcă mai sunt și alte curți de apel. Curtea Supremă de Justiție avem una singură. Și nu ai una deci nu ai de unde transfera de la același nivel de instanță. Aici ai câteva instanțe de același nivel și respectiv poți transfera de la același nivel de instanță. În general, dacă observați în ultimele câteva luni, CSM a aprobat candidatura peste 30 de judecători noi în funcție. Vreți să-i laudați acum sau cum? Nu, să zic despre faptul că, da, există problema personalului sau cadrelor, în general, în sistemul public și în sectorul justiției, adică este un... sunt poziții vacante pentru care uneori este greu să găsești persoane să suplinească aceste poziții, dar totuși, în pofida acestui lucru, uite, 30 și ceva, nu mi-aduc aminte, 35 sau 37 de judecători tineri au fost admiși în sistem. Da, Iedeniț, Cahul, Hurat, oriunde, deci prin toată țara. Clar. Mai avem subiecte despre justiție, sau trecem la altele. Eu nu mai am întrebări despre justiție. Totul e clar. Noastră aveți ceva de adăugat? Nu cred. De acord. Cum v-a părut evenimentul de ieri? Semnarea Pactului pentru Europa de vreo 12, 13, 14 partide, sursele diferite, eu până la ora asta n-am înțeles că tu ai semnat. Așa, ca politician vă întreb pe dumneavoastră. Se discută de ceva timp despre semnarea unui asemenea document. Și respectiv, este bine că au fost mai multe partide care au fost interesate și dornice să semneze acest pact. El are vreo valoare juridică? În juridic, probabil nu. Dar cine semna din partea PAS-ului? Din ce am văzut eu în presă, a fost secretarul general al guvernului, Artur Mișa. Al guvernului sau el și al PAS-ului? La moment, și al PAS-ului. Și al PAS-ului. Dar câți vicepreședinți aveți voi acolo? Mulți șori, așa-i?
Și chiar nimeni n-a putut să meargă să semneze așa document. Asta a fost o decizie care a fost luată de către echipă și respectiv nu. Nu, deci nu cred, nici nu cred că merită să discutăm. Și s-a decis la nivelul echipei că va fi semnat de Artur Mijă. Atât. Dar de ce n-a fost prezentă doamna președinte, domnul Igor Grosu, domnul Dorin Recea? Da, deci din partea altor partide n-au fost prezenți președinții partidelor, doar câteva. Pentru că au vrut să-și bată joc de eveniment. De ce? Da, dumneavoastră, cum credeți, de ce? Dacă nici ai voștri nu au fost. Ținând cont de faptul că nu este un document cu valoare juridică, probabil și colegii mei și colegii din alte partide au considerat că este deci la nivel de decizii, să spunem așa, sau de semnatari, secretarul general al partidului este suficient. Clar. Rămâne tot la integrarea noastră veșnică. Referendum, tot e ok, s-a decis, s-a votat, da? Da. Curtea Constituțională a dat undă verde, da? Exact. Așa, pe 20 noi avem primul referendum. Da. Și pe 20 avem alegeri prezidențiale. Da. Așa. Dacă referendumul trece, ce se întâmplă? Se schimbă Constituția imediat a două zi? Nu, chiar a două zi. Dar cum? Din momentul în care rezultatele referendumului sunt validate de Curtea Constituțională și decizia Curții Constituționale, hotărârea Curții Constituționale este publicată în Monitorul Oficial. Bun, adică două zi. Poate să se întâmple și peste 5 zile. Ok. Așa. Și ce? Pot fi contestate rezultatele referendumului. Da, durează da. Examinarea, adică a putea să... Și dacă pică referendumul, ce se întâmplă două zi? Nu se întâmplă nimic. Dar continuăm să integrăm sau nu ne mai integrăm? Asta este o întrebare bună. Mulțumesc. Nu că celelalte n-ar fi fost buni. Dar nu cred că va pica referendum. Nu, 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 nu. Ce? Asta e altă istorie. Eu vreau să înțeleg ce se întâmplă. Nu se va introduce nimic în Constituție. Iată ce se întâmplă. Dar negocierile care încep acum la vară, ele vor continua? Întrebarea este mai degrabă, uite, în cazul în care referendumul pică pe, din motivul prezenții scăzute, de exemplu, da? Ar pica din motivul prezenții scăzute la referendum, atunci nu cred că asta neapărat poate fi utilizat sau va fi utilizat ca argument că, uite, populația nu susține, fiindcă rezultatele votului referendum ar putea fi majoritate pentru aderarea la Uniunea Europeană și majoritatea pentru modificarea Constituției. Ipotetic vorbind, în cazul în care referendumul sau rezultatele referendumului arăta că majoritatea populației nu susține aderarea la Uniunea Europeană și a fost suficient pragul de participare la referendum, dar asta este o întrebare ipotetică. Eu nu cred că acest lucru se va întâmpla. Deci în cazul ăsta nu se modifică Constituția, dar nu știu ce se întâmplă mai departe cu negocierile. Dar, eu zic, cred că asta este o întrebare la care la care putem să ne dăm doar cu presupunere. Dar eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Noi am văzut și în sondajele de opinie. Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova sunt pentru integrarea europeană și respectiv dacă ei participă activ la acest referendum, ei își vor expune poziția exact în aceeași direcție. Dar dumneavoastră ați înțeles noi de ce avem referendum totuși? Dacă oricum urmează să mai avem unul la capătul negocierilor. Pentru a... Bine, și aici sunt discuții dacă urmează sau nu urmează. Am auzit diverse păreri vis-a-vis de următor sau încă un referendum la sfârșit, la finalul negocierilor. Dar referendumul ăsta este mai degrabă pentru a confirma voința europeană a cetățenilor Republicii Moldova, unul la mână. Pentru ca, să nu mai existe discuția asta în... De ce există? Mediul, se mai întâmplă. Și inclusiv acuzații în adresa noastră, partidul de guvernare, că nu ținem cont de voința cetățenilor, că dar poate cetățenii nu vor în UE, dar voi duceți cu deasă la UE. Haideți să vedem ce vor cetățenii. Și doi, cimentarea acestui deziderat în Constituție. Astfel încât
parcursul european al Republicii Moldova să fie garantat atât timp cât, evident, există această normă în Constituție. Haideți altfel să vă întreb. Doamna Stamati, iată eu și dumneavoastră și noi toți cei de aici, pe 20 octombrie votăm, în opinia dumneavoastră, ne îndemnați, votăm pentru, da? Evident. Dacă a doilea buletin, ce facem? Pe cine alegem? Dacă votăm pentru UE, la președinție, votăm pentru cine? Evident că pentru un candidat pro-european. Dar cine e acesta? Eu am să votez pentru Maia Sandu. Dar dacă eu nu votez pe Maia Sandu, eu dar votez pentru. Se poate așa de votat? Evident că se poate și așa de votat. Da? E un pic ciudat. A, e tot și o lecțică așa de ciudățel. Deci dacă al doilea candidat, haideți să vedem cine iese în turul 2. De ce trebuie dacă turul 2? Dacă există, da, scuzați, turul 1, ok. Deci, dacă votați un candidat pro-european, alegerea dumneavoastră este logică. Votați un candidat pro-european, oricare ar fi el, și votați pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci nu mă oblig, nu înseamnă că neapărat doamna Maia Sandu trebuie să o votez. Nu, evident că nu. Ar fi ciudată opțiunea dumneavoastră, din punctul meu de vedere, dar aveți tot dreptul să faceți lucrul ăsta. Dacă? Să votați un candidat, de exemplu, care este împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să votați candidatul respectiv, dar totodată să votați pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asta ar fi un pic de disonanță. Dar eu am voie să... Pardon, spuneți. Dar nu vă împiedică nimeni să faceți și așa. Dar eu pot vota la funcția de președinte pe cine vrea mușchiul meu, dar buletinul de vot privind referendum nici nu-l iau. Noastră puteți să faceți ce doriți noastră. Ah, mulțumesc. Cu ambele buletine. Și puteți nici să nu veniți la vot. Evident că noi vom încuraja și încurajăm cetățenii să vină la vot, fiindcă asta este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, să participăm la exercițiul electoral, să alegem, ca să nu dăm vina după aia pe alții, că uite, nu ne merge bine, dar nici n-am participat, măcar n-am făcut minimul necesar din partea noastră, sau care putem să-l facem din partea noastră, să mergem la vot. Dar pasul acum desfășoară o campanie de promovare a referendumului, da? A fost. Câteva săptămâni. Și gata s-a încheiat? Sau urmează? Va mai urma, evident, deja propriu-zis, probabil în campania oficială. Dar din banii cui ați făcut această campanie recentă? Banii partidului. Banii partidului. Evident. Și nu e nicio încălcare, tot e ok, contextul. Asta a fost o campanie politică. Dacă, deci nu era o campanie electorală, era o campanie politică, o comunicare cu cetățenii, în cazul în care deci avem organele de resort care au expertiză în domeniul respectiv, dacă ar considera sau dacă consideră că aceasta este o încălcare, atunci să ne semnaleze, sau să ne sancționeze. Dar partidele pot face campanii antireferendum, au voie? Evident. Da? Nu e o problemă? Nu. E scris în codul electoral. Să mergem, spunem, votați împotrivă, da? Sau boicotați? Trebuie să vă înregistrați. Dar voi v-ați înregistrat ca participant. Acum nu este campania propriu-zisă. Păi acum se poate din blat cu steagurile partidului și spus, nu votați. Dar nu vorbim despre nu votăm. Dar despre ce votăm? Vorbim despre referendum. Păi da. Aibă sau să nu aibă loc referendum. Nu, acum asta ne îndemnați câteva săptămâni la rând să votăm pentru, așa? Nu. Ce îndemnați? Era campanie pentru organizarea referendumului. Era o campanie de comunicare despre referendum. Gecile astea albastre. Da, nu era despre cum votez la referendum. Era vorba despre referendum propriu-zis. Despre faptul că vrem să fie organizat un referendum la care cetățenii să-și expună opțiunea pro-europeană și care să fie inclus în Constituție. Am înțeles, dar gecile astea albastre din unde-ați luat? Nu mă întrebați pe mine. Dar de ce albastre? Nu mă ocup cu asta. Culoarea partidului, nu-i galben? Culoarea partidului este galben, da, dar dumneavoastră acolo nu-i pas. dar albastru din cauza, deci e evident, da? Steagul e și culoarea albastră. A, și steluțele sunt galbeni. Totul e pentru voi. Da. Acum 50 de ani, mai mult de 50 de ani, 70 de ani, Uniunea Europeană s-a gândit că peste 70 de ani va apărea un partid pro-european Republica Moldova. Dar va avea și un slogan campania pentru referendum? Cred că da. Dar mă întrebați lucruri pe care eu nu le cunosc și mai este încă
Mai sunt câteva luni până atunci. A logica spune că sloganul ar trebui să fie în continuare continuăm vremurile bune? Nu mă întrebați întrebările. Adică puteți să mă întrebați, dar n-am să vă răspund. Că nu am răspunsul la aceste întrebări. Nu sunt partea staffului electoral, deci, de exemplu. Nu veți fi? Nu. A cine va fi? Va decide echipa, dar eu nu, și nici nu am fost partea staffului electoral. Șeful va respectiv, fi Andrei Spânu, da? Respectiv nu știu. Știu că va fi partea staffului electoral. Dar respectiv aceste aspecte cumva sunt mai departe de mine. Nu le... Înțeleg. Haideți, vă rog, să luăm câteva clipe de publicitate după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Olesa Stamate, dar doamna Maia Sandu candidează din partea cui la alegerile prezidențiale? Nici eu nu știu. Iată, vedeți? Evident că va fi susținută de Partidul Acțiunii și Solidaritate. Clar, asta da, noi toți o susținem. Întrebarea este din partea cui candidează. Independent? Cel mai probabil că da. Mm-hmm. Dar pentru dumneavoastră e clar rezultatul alegerilor prezidențiale deja de pe acum? Eu nu cred că este cineva în țara asta care poate să dea garanții pentru rezultatele alegerilor prezidențiale, dar eu sunt convinsă că doamna Maia Sandu are toate șansele să ia următorul mandat. Din al doilea tur. Dar de ce neapărat din al doilea? Păi din al câtulea? Păi dacă al treilea nu-i dacă nu-i din al doilea, poate fi doar din primul. Că din primul? Sondajele la care ați făcut referire dumneavoastră arată că nicio șansă din primul tur. Multe se pot întâmpla până la alegeri. Mm-hmm. Care va fi sloganul? Tot nu știți, da? Nu știu. Deci la asta o să lucreze echipa. Inclusiv, deci echipa de la partid, inclusiv echipa de comunicare. Și astea sunt lucruri care la care sau se lucrează sau se va lucra până la campanie. Astăzi domnul Ion Ceban, primar de Chișinău, a anunțat oficial că nu va candida la funcția de președinte. Bucurie, horă în pas? Este decizia dumnealui de a candida, este liber să decide să candideze sau să nu candideze. Probabil și-a făcut calculele și a decis că pentru un moment este mai bine pentru dumnealui să rămână la primărie. Mai bine în sens că pentru siguranța lui? Nu știu. Clar, eu iarăși insist. Care ar trebui să fie sloganul tot ce-o domnului Maia Sandu? Continuăm vremurile bune sau nu le mai continuăm deja? Cum vă pare acest slogan, apropo? Vremurile bune? Da. Sloganul este bun. El trebuie continuat. Multe lucruri bune, într-adevăr, s-au făcut și ceea ce s-a făcut trebuie continuat. Faptul că vremurile bune sau acțiunile frumoase pe care le-am realizat noi, fiind la guvernare, au fost însoțite, din păcate, și de anumite provocări. Uh-huh. De ordine extern, exact, de cele mai multe ori de ordine extern. Evident că și-au lăsat amprenta. Uh-huh. Inclusiv a ceea ce se întâmplă în țară și în societate. Clar. Revenind la UE, la integrare, eu am citit că PAS organizează pe 1 iunie un marș de susținere a parcursului european. Le-am și marșul organizat. Nu am văzut. Știu că cineva dintre deputații dumneavoastră urmează să aibă astăzi o conferință de presă la tema asta. Nu am văzut. Așa, ați avut voi recent conferința cu genericul Uniți pentru Moldova European, și aici European. 25-26 mai. S-a discutat despre ce a reușit echipa de guvernare până acum și ce va face mai departe, informează tribuna.md. Ați fost la eveniment? Din păcate, nu. Domnul Igor Grosu a spus următoarele. Pentru anul 2024 avem un plan pentru Moldova și acest plan înseamnă un lucru firesc, să ridicăm nivelul de trai cât mai repede, să modernizăm infrastructura, să ajutăm antreprenorii și tot așa. Și să investim în viitorul copiilor. Haideți încă o dată. Pentru anul 2024 avem un plan, noi suntem în luna 6 acuși. Care-i planul?
Când vine planul? Când se începe implementarea acestui plan? Presupun că s-a referit la faptul că planul pentru anul 2024, inclusiv acțiunile care au fost realizate până acum. Ah, am înțeles. Luna 6, anul totuși nu se termină. Da, da, mă gândeam că planul deci, abia acum se lansează. Nu cred că s-a aprobat ceva acum care pentru următoarele 6 luni și spunem că este pentru 2024. Doamnele, în planul pentru 2024 și inclusiv acțiunile care au fost până acum. Am înțeles. Dar domnul Dorin Recean este sau nu este membru carnea de partid al PASO? Din câte cunosc eu, nu era. Acum nu țin eu registru membrelor de partid și nu aș putea să vă spun cu certitudine dacă de la nu știu, ultima dată când știam această sau am auzit această discuție, această informație, nu era. Acum nu știu dacă nu s-a schimbat între timp ceva, dar nu era. De ce caută la evenimentele de partid? Că a fost și el la această. Este prim-ministru a unei țări, deci într-o țară în care partidul care se află la guvernare organizează un eveniment în care se discută despre acțiunile din perspectivă, deci care sunt întreprinse pentru dezvoltarea țării. Și nu văd nicio contradicție între participarea domnului prim-ministru la un eveniment de genul ăsta. Dar domnul Serebreanu, ce căutat la acest eveniment? El tot e membru al... Eu nu cred că domnul Serebreanu, cât îi cunosc, este membru, nu cred că este membru de partid, dar eu nu văd o problemă și domnul Serebreanu și domnul Răcean să participe la un asemenea eveniment, mai ales că conferința, fiind organizată de Partidul Acțiune și Solidaritate, nu trebuie să punem egal între faptul că conferința este organizată de partid și faptul că este conferința partidului, unde este doar partidul. Acolo pot participa și reprezentanții guvernului, miniștri care să comunice cu cei care au fost invitați la eveniment vis-a-vis de progresele pe care le realizează în domeniile de care răspund și așa mai departe. Adică nu văd o contradicție aici. Dar vedeți o contradicție dacă doamna Maia Sandu ar veni la aceste conferințe? Da, asta s-a mai discutat și anterior, ținând cont de faptul că președintele este funcție apolitică în țara noastră. Asta nu înseamnă că președintele nu poate să contacteze sau să discute cu reprezentanții diferitor partide, inclusiv partidul aflat la guvernare, și să participe eventual la anumite acțiuni care sunt organizate de un anumit partid, oricare ar fi ea. Dar trebuie să țină o anumită distanță ca să nu fie apropierea sau, spunem așa, care să denote afilierea față de un anumit partid. Dar care a fost ultimul eveniment al PASO-ului la care a participat doamna președinte? Nu știu. Nu mi-aduc aminte. Cred că de mult. La un moment dat în presă, cred că era un eveniment cu primarii. Și presupun, dar nici nu sunt sigură că erau doar primari PAS, cred că erau și primari de la alte partide la care participase doamna președinte. Rămânem la prezidențiale, președinte, doamna Maia Sandu. Mi-a s-ați văzut întrevederea liderilor opoziției care s-au întâlnit la propunerea doamnei Natalia Morari? Am văzut știri în presă. De reacțiile le-ați observat? Și câteva reacții. Și cum v-au părut reacții? Foarte diferite. Ca într-o democrație veritabilă? Exact. Da? Dar de ce nu? Mulțumim, doamna Stamati. Reacțiile? Libertatea la exprimare? Libertatea la exprimare? Fiecare a reacționat cum a văzut acel eveniment. Și a fost cineva... sancționat pentru reacție? Asta mai urmează. Eu am uitat să vă întreb ceva despre justiție. Știu că eu am văzut cel puțin că reprezentanții opoziției s-au văzut cu cei de la Comisia de la Veneția, că au fost la Chișinău. Așa. Cu ocazia unui eveniment. Da. Așa. Dar reprezentanții PASO-ului s-au întâlnit cu cei de la Comisia de la Veneția? Deci, domnul președinte... Parlamentul a avut o întâlnire, întrevedere cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, și cu președinta și cu secretarul general sau directoarea Comisiei de la Veneția. Nu știu dacă a fost și o altă întâlnire la nivel de... Dar știți ce s-a discutat?
altfel spus, noi am mâncat bătaie de la frații de la Comisia de la Veneția pentru felul cum... Știu ce s-a discutat, fiindcă am participat la acea întrevedere. Oh, și? Cum au zis? Ne-au lăudat, ne-au mulțumit că suntem așa cum suntem. Dacă am să vă spun exact cum a fost, chiar nu o să mă credeți. Adică chiar așa a fost, da? Așa, adică chiar ne-au lăudat. Dar erați la Cricova, de ce v-au lăudat? Eram în birou 300 și ceva din Parlament. Adică opoziția la noi până la urmă bate capul. Nu, Comisia de la Veneție, haideți să spunem așa, Comisia de la Veneție, evident că sunt proiecte de legi pe care am primit mai multe recomandări sau pe care unii le numesc, hai să zicem, critici, da? Și după asta a trebuit să le ajustăm. Și asta este un proces firesc. Ceea ce am discutat sau ceea ce mi s-a transmis în cadrul acestei întrevederi, printre alte subiecte discutate, a fost faptul că Comisia de la Veneție apreciază colaborarea cu autoritățile de la Chișinău. Asta este standard, doamnele, este standard. Nu, care este una foarte, foarte, foarte activă. Anul 2023 noi am fost campioni. La? La numărul de opinii solicitate de la Comisia de la Veneția. Din toate țările care au solicitat opinii în 2023. Dar noi am fost campioni la implementarea motamo a textelor recomandate. Inclusiv. Deci asta bine. Nu cred că cineva a făcut exact o evaluare pe toate opiniile, încă fiindcă unele încă sunt în proces. De exemplu, opinia pe Curtea Anticorupției, legea încă nu este votată și nu putem să facem o evaluare, dar pe toate celelalte pe care deja s-au făcut modificări, Comisia de la Veneția când face follow-up opinion, adică opinia asta de monitorizare, la sfârșit după ce s-a votat legea, să vadă cum s-au implementat recomandările, în majoritatea acestor opinii se sesizează faptul că recomandările Comisiei de la Veneție au fost luate în calcul. Recomandările Comisiei de la Veneție sunt sau nu sunt obligatorii? Oficial? Depinde ce aveți în vedere prin obligatorii. Din momentul în care noi ne-am ancorat în procesul de integrare europeană, și suntem membri ai Consiliului Europei, colaborăm cu Comisia de la Veneția, evident că este important ca țara noastră să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția și să le implementeze măsura posibilității maxim, deci maxim posibil. Noi continuăm să fim sub monitorizarea Consiliului Europei? Eu cred că eram pe... Da, pe eram, eram. Pare că eram, nu știu dacă... Nu am auzit să fi fost scoși de sub monitorizare. Înseamnă că suntem. Eu mi-aduc aminte când eram la început de care în presă, i-am pus întrebarea președintului de atunci al Parlamentului, președintele Parlamentul Comunist, domnul Marian Lupu. Noi depunem maxim efort pentru ca să scăpăm de această monitorizare, pentru Prașov vec. Și noi continuăm. De ce continuăm? Sfânt dacă, iată, nu mă va aprecia, cum vă laudă, vă chiuie așa la Comisia de Veneție. De ce suntem sub monitorizare? Nu, sunt aspecte care reușim să le implementăm mai repede, sunt unele care reușim să le implementăm sau ne iau un pic mai mult timp să le implementăm. Iată, de exemplu, din recomandările Greco, o bună parte le-am implementat, mai sunt câteva. Iată, codul de etică a deputatului, codul de etică a Parlamentului, a deputatului. Inclusiv în recomandarea Greco se vorbește despre regulile ce țin de lobby. Noi încă nu am implementat acest lucru. La codul de etică se lucrează și sper că în această legislatură să fie aprobat. Dar sunt lucruri care ne iau mai mult timp. Am înțeles. Bine, așteptăm. Țineți minte, ultima dată, când ne-ați onorat cu prezența aici, ați spus că și noi sunteți curioase să vedeți cu ce se va încheia totuși această licitație de la aeroport, ca să vedem. Sunt adevărate speculații, nu sunt adevărate speculațiile care circulau și atunci și acum continuă. Dar iată astăzi ce crede despre toate operațiunile astea care așa și nu se încheie. Eu mă bucur că a fost anulată. Dar dumneavoastră vedeți alți concurenți în afară de același care a fost? Eu nu văd alta anunțată. Dumneavoastră ați văzut alta anunțată? Dar deja și eu m-am încălcit. Eu nu am văzut vreun anunț cu privire la lansarea noii licitații. Am văzut doar o comunicare din partea Agenției Proprietăți Publice către aeroport, în care APP îi solicita sau recomanda, nu știu cum e corect de spus, aeroportului să revizuie caietul de sarcini și să modifice anumite prevederi din caietul de sarcini, bazându-se pe experiența mai puțin reușită în cadrul primei licitații. Da. Respectiv, vreau să văd și eu caietul de sarcini următor, care va fi publicat de către aeroport, și să vedem în ce măsură au ținut cont de
lecții, sau în ce măsură au învățat lecțiile din precedenta licitație și au ținut cont de recomandările APP? De ce autoritățile statului nu pot să clarifice cu un graj din aeroport în decurs de atâta timp? Nu, asta știți că eu am avut opinii vis-a-vis de acele cerințe, care, cumva, din punctul meu de vedere, erau un pic prea angusti pentru acea licitație. Și, respectiv, rezultatele primii licitații, mare parte asta și-au arătat, că cerințele sunt prea angusti. Sper că au învățat lecția. Și sper că următoarele cerințe care vor fi anunțate vor fi deja de o altă natură. Doamna Stămate, dar ce ați votat voi acolo la Parlament? Un amendament al domnului Radu Marian cu privire la faptul că se interzice privatizarea aeroportului și că încolo noi constatăm că noi legea asta o avem în epoca de piatră. Voi ce votați acolo? Legi existente deja? Cred că s-a discutat deja subiectul ăsta și s-a și epuizat. Da, aveți avizul guvernului la acest amendament? Deci el nu este amendament, din câte mi-aduc aminte, era un proiect de lege. Așa. Corect? Da. Dacă este un proiect de lege, înseamnă că trebuie să fie și aviz. Aveți avizul guvernului? Eu nu am verificat. Comisia de profil sau comisia responsabilă este Comisia Economiei, Buget și Finanței. Atunci când ei fac raportul pentru lectura 1 și pentru lectura 2, ei trebuie să asigure că există expertiza anticorupție, avizul guvernului. Eu nu am verificat să văd dacă este avizul guvernului. Dar fără avizul guvernului nu poate fi votat, nu? Deci, sau se mai întâmplă? De regulă, de cele mai multe ori, 99% că nu se votează fără avizul guvernului. Ca atare, legea spune foarte clar care, deci Constituția spune că nu pot fi votate, deci fără avizul guvernului, proiectele ce au impact financiar. Și asta? Deci asta este și asta nu are impact financiar. În principiu. În principiu. Eu nu aș vedea care este impactul bugetar asupra. Dar... Cum? S-a majorat termenul în care poate fi luat... Nu știu care este impactul bugetar. De la... Nu-i? Care este? Bun, Ministerul Finanțelor trebuie să estimeze mai exact. Și dacă Ministerul Finanțelor consideră... Dar oricum, asta este alt... Uh-huh. Nu este atât de relevant. Deci, am zis că Constituția... obligă Parlamentul să aibă avizul Guvernului în cazul în care sunt proiecte care au impact bugetar sau impact financiar, dar și în celelalte cazuri, chiar acolo unde nu este impact financiar, de cele mai multe ori, cred că au fost poate o excepție, dacă în toată perioada asta, dacă mi-amintesc eu, când a fost votat fără avizul Guvernului, de regulă se votează doar cu avizul Guvernului, chiar dacă nu are impact financiar. Da, deci justiția într-un fel sau altul totuși lucrează la noi, doamna Olesa Stamate, da? Pentru că avem proces penal și pe cazul aeroportului, licitațiile respective și pe drumul Leova-Bumbăta. Deci e bine, se investighează. Domnul Gonța, justiția la noi lucrează de mai mulți ani, nu lucrează doar de acum. Lucrează cum lucrează de mai mulți ani. Pe locuri mai bine, pe locuri mai rău. Important este ca justiția să nu facă, să nu fabrice dosare așa cum am mai fabricat anterior și să pregătească bine probatoriu în dosarele pe care le investigează și le înaintează în instanța de judecată. Pe aeroport și Bumbăta nu sunt fabricate în opinia dumneavoastră dosarele? Eu nu mă pot da cu părere. Eu nici nu știu ce este acolo, că e dosar, că e proces penal. Deci asta trebuie să întrebați procurorii și ei știu cel mai bine ce există și ce nu există în acest dosar. Există probatoriu, nu există probatoriu. Dar cu siguranță dacă va exista probatoriu suficient pentru a înainta învinuirea și respectiv a avansa cu dosarele respective în instanța de judecată, vom afla. Doamna Olesa Stamate, dar cine e domnul Andrei Spânu? Dumneavoastră nu cunoaște? Vice-prim-ministru. El chiar așa e băiat serios în cadrul formațiunii pe care și dumneavoastră aveți onoarea să o conduceți? Despre cum se discută despre domnia sa, ai impresia că e un mic Vladimir Plahotniuc. Da, mulți discută în diferite feluri despre diferite persoane. Eu cred că nu este cazul să comentăm
aprecierile date de alții față de o anumită personalitate sau persoană. Eu îmi cer scuze. Știți, sunt niște expresii genetă. Andrei Spânul are propria fracțiune în cadrul fracțiunii PAS. Da? Există așa ceva acolo? De vreo 2 ani tot se spune că iată încă o leacă și Andrei Spânul și 13 deputați sau 15 deputați sau câți erau acolo, încă un pic și iată se produce ruptura în PAS. Mm-hmm. Asta de cât de vreo 2 ani auzim asta? Nimic așa. Așa și? Și nimic. Și nimic. Și nici nu o să fie nimic. Deci, zvonuri, la moment, nu știu. No, eu nu am observat niciun semnal care să indice asupra faptului că aceste zvonuri corespund realității. Mă uitam ieri pe site și am văzut în drept fracțiunii parlamentare a PASC deja nu 63, dar 62 de oameni. Da. Și tot 62 să fie până la finalul mandatului, se credesc mai puțin deja. Asta nu vă pot spune, dar eu sper foarte mult că până la finalul mandatului vor fi 62. Clar. Dar partidul Șansă, are vreo șansă la prezidențiale să participe? Toate partidele au o șansă să participe la prezidențiale. Da? Bun, haideți să o încheiem frumos. Înțeles că dumneavoastră ați fost la final la Cupei Moldovei la fotbal? Am fost. Așa. Și ați fost cu domnul Spân? Nu. Dar cu cine? Cu soțul meu și cu băiatul mai mic. Ah. Și cum a apărut? Simpatic. Cine? Mieciu. Mieciu. Ah, Mieciu. Evident. Erau mulți politicieni. Am zărit câțiva. Câțiva, da. Ah, în campaniile... Nu știu dacă i-am... Nu cred că i-am observat pe toți. Pe unii am observat deja mai târziu, practic, când plecam. Uh-huh. Dar, da. Era multă lume și dacă nu m-am saltat cu cineva, să nu se supere, că probabil nu l-am observat. Am înțeles. Doamna Olesa Stamatiu, vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și sper să ne revedem aici, în studio. Cu drag. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândrie.